Taină, bucurie, tradiții, stea, brad împodobit, colinde. Acestea sunt câteva dintre cuvintele care, în limbaj comun, au devenit sinonime cu sărbătoarea Crăciunului, cu prăznuirea nașterii lui Hristos. Nu ne despar decât 20 de ani de când ateismul regimului comunist nu lăsa românul în pacea unui Crăciun creștin, petrecut după rânduiala bisericii. Comunismul a rănit adevărata tradiție, a încercat să distrugă spiritul, dându-l pe mâna minciunii. Totul avea să transforme din prăznuirea Crăciunului și întâmpinarea noului an în sărbători de iarnă, din Moș Crăciun în Moș Gerilă, din bucuria de a merge la biserică cu ramuri de brad și prinoase, în gustarea și prea plinul meselor bogate. Cu alte cuvinte, Crăciunul a fost aruncat în derizoriu. Toate simbolurile praznicale urmau să fie denaturate până la pierderea lor. Și totuși românul, cel de la obârșie, s-a luptat să nu le piardă. Despre Crăciunul anilor care au precedat Revoluția din decembrie 1989, s-ar putea spune că se află la granița dintre praznic și sărbare, balanța înclinându-se mai mult spre cea din urmă. Și totuși undeva în profunzime, sămânța ortodoxiei a rămas vie. În anii comunismului, înlocuirea lui Moș Crăciun cu Moș Gerilă, asimilat ca un simbol al îndoctrinării comuniste, urma să arunce în uitare sărbătoarea nașterii Domnului. Așa încât Moș Crăciun a intrat într-un soi de dizidență, sosind în șoaptă, tainic. La oraș, copiii aveau bucuriile lor, așteptate cu mare nerăbdare. Colindatul cu steaua, moșajunul, țorcova, apoi jocurile aduse de iarnă pe maidanele pustii. Cetele de irozi, colindătorii mahalalei, nu ajungeau niciodată în centrul orașului. Moșul le aducea cadouri, la sate însă le aducea daruri. Casa să o încărcați flori de măr, casa să o măturați flori de măr, masa să o încărcați flori de măr. Colindătorii vesteau nașterea lui Hristos primind daruri mai mult simbolice, nuci, mere, colaci și un pahar de vin. Colindăm și pe Domnul căutăm, din seara ajunului flori de măr, până-ntr-a Crăciunului flor de măr, din seara ajunului flor de măr, până-ntr-a Crăciunului flor de măr. Crăciunul era perceput ca o sărbătoare de familie, o sărbătoare a casei. Nu lipseau mirosul cozonacului, șirurile de covrigei, biscuiții și merele aranjate frumos în coș, în așteptarea urătorilor și a musafirilor. Pentru țăranul român îndeopște, sărbătoarea Crăciunului nu căpăta sens decât dacă împlinea străbunul ritual al tăierii porcului, un fel de eveniment familial la care participau toți membrii casei. La sate, gospodarii care știau să facă din sărbătoarea Crăciunului o uriașă bucurie, mergeau cu familiile lor la biserică umbriți de frică. La fel se întâmpla și la oraș. Era un fel de luptă împotriva regimului comunist, o luptă care una tacit și sumbru sufletele unor oameni triști. Țăranul român este cel care crede fără să vadă. El nu putea pierde deschiderea cerurilor așa cum o frumoasă tradiție spune că se întâmplă de Crăciun. Nimic nu avea să piardă colinda, darurile,
moșul cel tainic care venea noaptea să dăruiască. Iisus, vestea că pe lume s-a născut Iisus, împărat cu slavă, dar fără de palate, care mântuiva lumea de păcate. Românul nu a renunțat să-și împărtășească bucuriile izvorâte din lucruri mărunte. Un colind cântat la geam, o urare făcută din suflet, un zâmbet adresat trecătorilor grăbiți și înfrigurați. Sfârșitul anului 1989 a făcut ca Moș Crăciun să reintre în drepturile sale, primit fiind cu lacrimi de bucurie, speranță și libertate. Atunci românii au plâns o zi, au plâns o noapte, în așteptarea libertății, iar dintre ei unii și-au dat sufletul pentru ca Moș Crăciun să fie salvat din ploaia de gloanțe.